Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre noul Honda CR-V Hybrid. CR-V Hybrid oferă un motor de 2 litri pe benzină ce dezvoltă 145 de cai putere și 175 de Nm la 4000 de rotații pe minut. Mai avem un motor electric, iar întreg ansamblul hybrid oferă 184 de cai putere și 315 Nm. Sistemul hybrid mai oferă un al doilea motor electric care are rolul de generator și care suplimentează energia din baterii. Prețurile noului Honda CR-V Hybrid încep de la 34.000 de euro pentru versiunea 4x2 și 37.500 de euro pentru versiunea 4x4. Cel mai scump model costă 43.000 de euro și este oferit doar cu tracțiune integrală. Consumul mediu al hibridului de la Honda este de 5,5 litri la 100 de kilometri. Legat de performanțe, modelul 4x4 poate accelera de la 0 la 100 de km pe oră în doar 9,2 secunde, în timp ce versiunea 4x2 accelerează în 8,8 secunde. Ambele versiuni au o viteză maximă de 180 de km la oră. Versiunea pe benzină a noului CR-V Hybrid oferă un volum al portbagajului de 561 de litri. Însă, pentru CR-V Hybrid, niponii au fost nevoiți să scadă volumul la 497 de litri pentru a instala un pachet de baterii litiu-ion. Noul CR-V Hybrid preia cam tot ce a adus nou versiunea pe benzină. Singurele diferențe apar dincolo de volan, acolo unde ecranul color de 7 inci, care ține locul unor instrumente de bord, indică acum și modul în care sunt utilizate resursele de sub capotă. CR-V Hybrid vine și cu un head-up display util. Pentru a conecta telefonul mobil, Honda oferă Apple CarPlay și Android Auto. CR-V Hybrid oferă trei moduri de condus, și anume EV Drive, care utilizează doar energia electrică stocată în baterii, dar care oferă o autonomie de doar 2 km, Hybrid Drive, care utilizează motorul cu combustie internă pentru a alimenta un generator secundar care suplimentează energia din baterii, și Sport Drive, care folosește atât motorul cu combustie internă, cât și generatorul secundar pentru performanțe.